Panică la Constanța după ce un centru de evenimente în care se afla un loc de joacă pentru copii, o saună și o sală de fitness a fost cuprins de flăcări. Mai multe imagini și informații în jurnal. 50.000 de porții de borș lipovenesc îi așteaptă pe gurmanzi weekendul acesta în Delta Dunării. La Jurilovca începe mâine festivalul borșului lipovenesc. Farul arată calificarea în grupele UEFA Conference League. Băieții lui Gheorghe Hagi au pierdut aseară în fața HJK cu Helsinki, care au dominat partida. Reacțiile de după meci în câteva momente. A fost panică în Constanța după ce un incendiu a izbucnit la un centru de evenimente în incinta căruia se afla și o saună. Imediat aceasta a fost cuprinsă de fum. 20 de persoane aflate în interior, precum și în sala de sport din imediată apropiere, s-au autoevacuat. Mai multe autospeciale de stingere, autoscara, dar și ambulanțe, smor și o motocicletă au fost direcționate la fața locului. O femeie care a suferit un atac de panică a primit îngrijiri medicale. Incendiul a fost localizat și lichidat în scurt timp, însă deocamdată locația nu poate fi folosită din cauza că a fost inundată de fum. Pompierii spun că sauna a ars pe o suprafață de 6 metri pătrați, iar vestiarul, dușurile și sala de fitness au fost afectate de fum. Primăria Constanța, prin Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, a elaborat în luna iulie un proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2024, acesta fiind lansat în dezbatere publică. În ședința ce a avut loc joi, Consiliul Local Municipal a adoptat proiectul, astfel constanțenii vor plăti mai mult pentru impozitele pe teren, pe clădiri, dar și pe mașină. De exemplu, pentru un apartament de 60 de metri pătrați situat în zona A, impozitul pe clădire crește cu aproximativ 20 de lei. În 2020 și 3 contribuabili au plătit 131 de lei în 2024, urmând să plătească 150 de lei, acesta fiind doar impozitul pe clădire. Pentru plata totală se adaugă și impozitul pe teren, taxa de salubritate și impozitul pe mașină pentru cei care dețin un autovehicul în proprietate. Taxa de salubritate rămâne însă ca și în 2023 8 lei de persoană pe lună, adică 96 de lei pe an. Elevii, studenții, cadrele didactice și nedidactice, precum și celelalte categorii de călători care beneficiază de gratuitate sau de reduceri la eliberarea abonamentelor de transport pe liniile CityBus din municipiul Constanța, vor primi abonamente valabile pe durata 12 luni. Consilierii local municipal au votat un proiect de hotărâre în acest sens. Viceprimarul Ionuț Rusu spune că în același timp va fi efectuat un studiu pentru îmbunătățirea serviciilor de transport în municipiul Constanța. Este vorba despre transformarea abonamentelor lunare în abonamente anuale. Ținta celor de la CityBus este ca toți elevii care folosesc transportul în comun să beneficieze de acel card pe care îl pun la dispoziție cei de la CityBus, astfel încât să se mai facă un pas important în digitalizarea transportului în comun, iar de aici vor fi preluate date astfel încât să se afle comportamentul de transport al celor care folosesc acest serviciu public pentru a se putea face o optimizare a traseelor în unele cazuri, astfel încât cei care folosesc transportul în comun să beneficieze de cele mai bune servicii și, bineînțeles, de cel mai bun orar, a mai spus viceprimarul Ionuț Rusu. Societatea Drumuri Județene Constanța și-a prezentat astăzi bilanțul activității din primele trei luni. Conducerea societății a subliniat că au fost realizate progrese semnificative în reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri din județ. Peste 30 de kilometri de drumuri au fost asfaltați în această perioadă, pentru care s-au utilizat 31.000 de tone de piatră și aceeași cantitate de asfalt. Printre realizări se numără și finalizarea proiectelor Coroana Albești, care beneficiază pentru prima dată de asfalt și condiții sigure de circulație. Avem în lucru următoarele segmente de drum: Merenii Covadin și grădina Hotar cu județul Tulcea și modernizarea drumului Albești-Coroana, proiecte care se vor încheia în luna septembrie. Zilnic primim solicitări din partea cetățenilor pentru asfaltări, reparații, tări de arbori și alte acțiuni ce țin de activitatea societății noastre. Ne străduim să dăm curs tuturor solicitărilor, să venim în sprijinul comunităților. Avem și în plan reabilitarea unui sector de drum destul de important, despre care a vorbit și domnul președinte și vorbește și toată lumea, este vorba de Amzacea Pecinele. Documentația se află în lucru și este la stadiu de avizare și sperăm să finalizăm curând toate stadiile birocratice, să ne apucăm de lucru, să degajăm partea de sud a litoralului.
Eforturile societății s-au concentrat și pe îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comunitățile locale. În acest sens au fost modernizate sectoarele de drumuri din Săcele, Independența, Pantelimon și Ghindărești. În plus, au fost instalate indicatoare turistice pentru a promova atracțiile culturale și arheologice din zonă. Acțiuni de îngrijire a vegetației și estetică rutieră au fost realizate pentru a menține un aspect plăcut al drumurilor. Trebuie să le mulțumesc în primul rând colegilor mei care au avut încredere, consilierii de țin care au avut încredere să voteze și să desemneze această echipă de administratori performantă, niște oameni dedicați. Mulțumesc Consiliul de Administrație că au ales o echipă executivă de management care s-a aplicat și sunt foarte pragmatici și eficienți. Dar cel mai mult le mulțumesc oamenilor din această companie, oameni care până acum n-au simțit că sunt elementul esențial și am cerut atât Consiliul de Administrație, am cerut Consiliului de Conducere, managerilor, să motiveze munca oamenilor, să-i utilize cum se cuvine, să le dea echipamentele necesare. Eforturile de modernizare implică și achiziționarea de echipamente performante, mai spun reprezentanții companiei de drumuri. Multe dintre utilajele din garajele societății au fost casate, parte dintre acestea, din cauza vechimii care atingea 60 de ani. Operatorul de salubrizare din Constanța a fost amendat de Garda de Mediu chiar pentru încălcarea legii privind regimul deșeurilor. La verificările de săptămâna trecută, comisarii de mediu au descoperit în incinta sediului societății, pe o suprafață de 1500 de metri pătrați, depozitate deșeuri municipale amestecate. Legea prevede că acestea nu pot fi ținute în curte, ci trebuie eliminate cu ajutorul unor instalații autorizate sau valorificate. Societatea a fost amendată cu 60.000 de lei. Deșeurile au fost ridicate și transportate la un depozit autorizat, iar platforma a fost salubrizată, a transmis Garda de Mediu Constanța. 100.000 de participanți sunt așteptați weekendul acesta la Jurilovca la Festivalul Borșului Lipovenesc. Scopul evenimentului este să promoveze zona și turismul, tradițiile și cultura din această parte a Dobrogei. Timp de 2 zile, în 50 de cazane imense, se vor pregăti peste 50.000 de porții de borș lipovenesc, ce vor fi distribuite gratuit participanților la festival. Pe lângă borșul de pește, cei prezenți vor putea gusta și alte preparate din bucătăria tradițională dobrogeană. La eveniment vor participa meșteri populari și producători din întreaga regiune. Fiecare seară se va încheia cu concertele unor cunoscuți artiști români și străini, printre care Goran Bregovici, Loredana, Radu Captari, Viorica și Ionița de la Clejani. La Festivalul Borșului Lipovenesc de la Jurilovca vor participa și mai multe ansambluri locale tradiționale. Toate detaliile despre programul evenimentului le găsiți pe site-ul nostru dototv.ro. După un weekend legendar marcat de ediția jubiliară a Festivalului de Muzică Ușoară, Mamaia invită turiștii și constanțenii să continue aventura muzicală în stațiune, ultimul din seria concertelor organizate în această vară de organizația de management al destinației Mamaia Constanța, va avea loc tot în Piațeta Casino, sâmbătă 2 septembrie, începând cu ora 20:30. Ana Baniciu și Raluca, două dintre cele mai apreciate voci din România ultimilor ani, își vor reuni talentul într-un spectacol live care va electriza publicul aflat în Mamaia. Concertul promite o călătorie prin mai multe stiluri muzicale, de la pop la dance și influențe. Organizatorii și exprimă încrederea că evenimentul va fi unul la înălțime, așa cum vizitatorii stațiunii au fost obișnuiți pe tot parcursul sezonului. În această sâmbătă avem doi artiști, Raluca și Ana Baniciu. Super cunoscuți, voci super frumoase, entertainment, așadar îi așteptăm pe toți să vină să ne însoțească și să ne distrăm împreună. La finalul spectacolului va urma o surpriză. Nu dezvăluim nimic acum. Sperăm să se bucure de ea toți cei care vor fi prezenți sâmbătă seară acolo. Și în luna septembrie vom avea niște manifestări culturale sau sportive de mare anvergură în stațiunea Mamaia. Vom avea meciul de tenis, de cupă Davis România-Taiwan, la mijlocul lunii septembrie. În același timp vom avea un festival deja celebru de muzică electronică la capătul stațiunii. Seria de evenimente cu intrare liberă, care a avut loc în Mamaia în ultimele 2 luni, face parte din strategia de promovare a stațiunii implementată de OMD Mamaia Constanța. Organizația și-a propus pentru acest sezon să crească numărul turiștilor care aleg Mamaia ca destinație de vacanță și să asigure opțiuni variate de petrecere a timpului liber pentru cei deja aflați pe litoral.
Centrul Teodor T. Burada, în colaborare cu Artexim, organizează la Constanța recitalul cameral vocal instrumental George Enescu și O mie și una de nopți în stil francez. Evenimentul este parte a Festivalului Internațional George Enescu și va avea loc pe 6 septembrie între orele 18-19:30 la Centrul Jean Constantin. Recitalul este o omagiere a genului muzical George Enescu, compozitor, muzician și pedagog, și a unor personalități marcante ale școlii componistice franceze cu care Enescu a avut legături sau a colaborat în creațiile sale. Interpretele principale ale evenimentului sunt mezzosoprana Raluca Paschettin Pescaru din Italia și pianista Andreea Bratu din România. Recitalul este o incursiune narrativă muzicală ce aduce în prim plan personajul mitic al lui Scheherazade într-un mod inovator și captivant prin lucrări semnate de George Enescu și compozitori francezi, oferind o perspectivă originală asupra interacțiunii dintre muzică, cultură și narativ. Evenimentul George Enescu și O mie și una de nopți în stil francez va fi prezentat de colega noastră Roxana Cioacă, realizatoarea emisiunii Echidistant de la Doto TV. Accesul în sala de spectacole se va face gratuit. Teatrul pentru copii și tineret Căluțul de Mare din Constanța rămâne cu cortina trasă și weekendul acesta. Reprezentanții teatrului își asigură însă spectatorii că noua stagiune, care se pregătește deja, va fi plină de premiere și surprize plăcute. Printre piesele noi care vor fi montate pe scenă se numără și Povestea degețelului Posnaș, o producție cu totul specială, doar cu păpuși. Premiera spectacolului va avea loc în luna octombrie, iar în sală este așteptat și autorul piesei, îndrăgitul dramaturg Matei Vișniec. Construcția podului de la Cernavodă nu este legată doar de numele marelui nostru Anghel Salini, ci și de tinerii ingineri români colaboratori ai acestuia. Printre ei Ionel și Vintilă Brătianu, fiii primului ministru al României Ice Brătianu. Participarea fraților Ionel și Vintilă Brătianu la ridicarea podului care unea România cu Dobrogea, provincia revenită la țară, va fi prezentată la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Aici va fi organizată expoziția fotodocumentară de pictură grafică și tehnici alternative amprenta brătienii în Dobrogea, podul Carol I de la Cernavodă. Aceasta este realizată de Minac și artistul plastic Mihaela Florescu. Vernisajul expoziției va avea loc vineri 1 septembrie ora 15 la etajul 2 al muzeului. Expoziția va fi deschisă până pe 14 septembrie. Locuitorii comunei Lumina primesc gratuit pubele. În centrul localității pe strada Mare, parc, loc de joacă, a fost amenajat un centru permanent unde cetățenii pot veni pentru a ridica pe bază de proces verbal câte o pubelă. Programul de predare a acestora este zilnic până la ora 16. Primul lot presupune distribuirea a 2000 de pubele, anunță primăria Lumina. Pentru a primi o pubelă cu titlu gratuit este necesar ca la momentul predării să aveți asupra dumneavoastră cartea de identitate. Fiecare gospodărie va primi câte o pubelă cu titlu gratuit, iar aceasta va fi folosită exclusiv pentru deșeurile menajere, sortate sau fracția nesortată, au transmis reprezentanții administrației locale. Mai multe informații despre acest subiect găsiți pe site-ul nostru dototv.ro. În Dobrogea și pe litoral, vremea se menține caldă, însă va fi ușor instabilă. Cerul va fi acoperit de nori, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile zilei de vineri se vor încadra între 29 și 32 de grade Celsius. Presiunea atmosferică este în creștere ușoară. La Constanța, astăzi cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile maxime vor fi mai scăzute decât în zilele precedente. Acestea vor avea valori cuprinse între 28 și 29 de grade Celsius. La noapte, temperaturile vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade Celsius. Prima zi de septembrie aduce vreme puțin mai răcoroasă la Cernavodă, cu maxime cuprinse între 26 și 29 de grade Celsius, dar cu cer parțial acoperit de nori, fiind posibile intensificări ale vântului și precipitații de scurtă durată. Temperaturile pe timpul nopții vor oscila între 20 și 23 de grade Celsius. La Mangalia astăzi vremea va fi frumoasă, cu cerul mai mult senin, șansele pentru precipitații fiind destul de scăzute. Temperaturile maxime au valori cuprinse între 29 și 31 de grade, în timp ce la noapte valorile termice vor oscila între 22 și 24 de grade Celsius.
Echipele Farul Constanța și Șepși Sfântul Gheorghe au ratat calificarea în grupele competiției UEFA Conference League după înfrângerile de aseară din manșa secundă a fazei play-off. Deși avea nevoie să înscrie un singur gol pentru a ajunge în grupe, Farul a jucat sub așteptări și a fost învinsă în deplasare cu 2-0 de HJK Helsinki. Cu scorul general de 3-2, finlandezii s-au calificat în faza următoare. HJK Helsinki a dominat meciul în totalitate, învingător cu scorul de 2-1 în prima manșă. Fotbaliștii lui Gheorghe Hagi nu au avut nicio șansă de a învinge meciul de ieri, prestând un joc slab sub așteptări pe un teren sintetic care nu a fost pe placul lor. Asta e fotbalul, din păcate. Uneori, așa cum sezonul trecut am făcut-o bine și am fost fericiți într-un final, acum sunt și astfel de momente. Nu ne rămâne decât să trecem peste și să ne focusăm pe campionat. Este diferit să joci pe teren sintetic. Cu siguranță vă pot spune că după ce m-am învățat de fotbal, nu voi merge la sintetic să joc, pentru că și acum, pe final, am niște accidentat. Nu știu, e o diferență mare, dar trebuie să ne adaptăm. Nu acesta a fost motivul, terenul. Trebuie să ne adaptăm. Din păcate, noi ne-am pierdut în 3 deplasări foarte importante în acest an. În Supercupa cu Sepsi, la Tiraspol și astăzi. În meciul cu Bodo Glimt disputat în Norvegia, echipa covăsneană Șepși Sfântul Gheorghe a încheiat primele 90 de minute la egalitate 2-2. Șepși a dus partida în reprizele de prelungiri, dar scorul a devenit 3-2 pentru norvegieni, astfel încât formația din Covasna a pierdut calificarea. În meciul tur rezultatul a fost egal 2-2, totuși jucătorii echipei Șepși au avut o prestație mai bună, însă în final au pierdut cu demnitate acest meci. Circuitul mondial profesionist masculin de basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour va face în premieră o oprire în România, chiar la Constanța, în zilele de 9 și 10 septembrie. CSM Constanța a devenit anul trecut prima echipă profesionistă din România care a ajuns pe tabloul principal al unui turneu Masters la Utrecht, după ce a trecut de 2 meciuri de calificare. De această dată, favoriții locali vor fi prezenți direct pe tabloul principal. Pe lângă meciurile de basket, FIBA 3x3 World Tour va programa și un spectaculos concurs de slam dunk cu atleți care fac parte din trupa Dunk Elite. De asemenea, va avea loc un concurs de aruncări de la 2 puncte, precum și multe momente de entertainment, dans sportiv, street dance și majorete. Evenimentul este organizat de CSM Constanța și Federația Română de Basket și este susținut de Primăria Municipiului Constanța.